Marian Iancu e furios după ce Timișoara a făcut doar egal 0-0 pe terenul Gloriei Bistrița în prima etapă a returului. Sunt nesimțiți, iar nesimțitul numărul 1 e Parks, l-are enervat șeful Timișoarei la GSPTV la emisiunea Premium Liga. Am spus că e nesimțit. Ce să vă mai spun, de 2 ori, de 10 ori? Bine, nu e nesimțit, e nesimțit, e nesimțit, e nesimțit, e nesimțit, mă opresc? Marian Iancu l-a făcut praf pe Winston Parks. Atacantul costarican de 28 de ani a ratat două ocazii uriașe în meciul cu Gloria Bistrița. Mai întâi portarul albuții a apărat șutul, apoi Velkovici l-a blocat în ultimul moment. Nesimțitul numărul 1 este Winston Parks. Dacă va înțelege că nu va să joace în felul ăsta la mine, va rămâne. Dacă nu, trebuie să-și caute echipă după acum. Gloria a avut cea mai mare ocazie în minutul 50, când Băjenaru a scăpat și el singur cu Pantilimon. Lukin l-a enervat și el rău pe Iancu, a ratat din 6 metri. L-am dat gol, iar lucrul ăsta sunt, pur și simplu, mă nebunește.